Bine m am regăsit, prieteni, cu un pic de întârziere că s sar din televizor în laptop. Azi am zis că ar fi bine să vorbim un pic mai, mai, mai despre PNRR. Toată lumea spune, domnule, e o munte cu dar, primim 30 de miliarde, ce o să facem noi cu 30 de miliarde, ce veselie va fi în țară, în sfârșit suntem europeni. Ei bine, ar trebui să explicăm lucrurile astea, nu înseamnă să fim împotrivă, Doamne ferește, sunt bani care vin pentru dezvoltare, dar trebuie să punem un pic lucrurile la punct. Adică trebuie să știm că PNRR-ul, și asta le sună mai mult politicienilor care, din păcate, mulți dintre ei habar n-au ce înseamnă PNRR, din păcate, da? Asta nu înseamnă că eu sunt cunoscător, dar m-am uitat un pic prin el. Păi, PNRR-ul are, într-adevăr, în jur de 100, peste 100 de investiții. Mă, bani pentru investiții să trăiască românul bine. Însă, mai are și vreo 60, chiar peste 60, de reforme. Bani pentru reforme. Adică, uh, hai române, dezvoltă dar de în același timp fă niște reforme. Și din astea vreo 60 de reforme. Da? Trebuie să faci până la revelionul 2021-2022, adică până în 31 decembrie anul ăsta, vreo 20 de reforme. Adică o treime trebuie să le faci acum. Și noi nu avem guvern. Da, 30 de miliarde de euro. Ce trebuie să faci? Lucruri care par la un moment dat, ai domnule, detalii, da? de exemplu 15.000 de case de marcat, racordate direct la serverele, la serverele uh, anafului, până la spaima multor politicieni, strategia anticorupție, o strategie antinațională anticorupție. Da? Între ele, hai să vedem ce facem cu cei care fac din cărbune energie electrică. Hai să vedem ce facem, măcar dat niște propuneri vis-a-vis -vis de infrastructură feroviară, adică lucruri de esență, de temelie. Sigur că e foarte fain să te gândești, doamne, vin niște bănuți, ba canalizarea acolo, fac așa dincolo, oh, ce frumos vopsesc clădirile. Și alea trebuie. Ai clar. Însă, dacă nu ai temelie, da? și vorbim de, de sistem, da? N-ai făcut nimic. Și aici vorbim despre ce? Păi putem vorbi, de exemplu, despre modernizarea României în felul în care nu s-a făcut de 31 de ani. Oamenii ăia din Europa Occidentală s-au tot uitat la noi, s-au tot uitat și au zis, păi dar păi ăștia, când se modernizează? Ce fel de țară e asta care intră în Uniunea Europeană și dintr-o dată pierde vreo 5 milioane de oameni pe timp de pace? Păi numai Siria mi mai pierdut atâta, dar acolo e jale, e război de atâția ani. Da? Ce-o fi cu românii ăștia? De fapt, de ce pleacă românii? Din cauza sistemului. Asta nu înseamnă că voi fi vreodată antisistem. Și spun de ce nu sunt antisistem. De obicei, ăștia care sunt antisistem nu pun soluții. Ei vin și pun frustrări. Fac un rezervor mare de frustrări, îl colorează frumos și la electorat place. Și atunci pui ștampila cu râcă, cu, 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 cu furie. Numai că furia aia în societate n-a dus niciodată la nimic bun. Așa că cel mai corect lucru este să vezi unde nu funcționează sistemul și chiar dacă te înjură unii, chelule, ochelaristule, argați cu patru ochi, trădătorule, măcar să spună asta ar trebui să se întâmple. Sigur, nu înseamnă că tu deții adevărul absolute, dar măcar încerci niște soluții. Bun, ce face PNR-ul? Reglează, practic, trei decenii de nonșalanță, ca să nu zic indolență, a clasei politice. Când ai 60 de reforme de făcut, gândiți-vă că practic tot ceea ce ne enerva pe noi, du-te la ghișeu, stai așa, du foile, du și discheta, du și nu știu cum, da? ar trebui să dispară toate enervările noastre. De ce? Pentru că PNR-ul, inclusiv până acum, până în, în 31 decembrie 2021, ar trebui să regleze cel puțin strategiile de digitalizare. Sigur, nu pe toate domeniile, că n-ai cum să faci minuni, așa, pocnind din bici pe lângă, știți voi cine, boi. Da? Însă, va trebui să mai știm un lucru. Dacă nu iei toți banii din PNRR, indiferent cât ți-ai luat, dai înapoi toți banii. Adică ai cheltuit uh, 28 de miliarde, Păi n-am mai avut programe, n-am mai avut proiecte, să vedeți cât trebuiau să fie, 29,2 miliarde de euro, până păi am cheltuit numai 28. E bine, dai înapoi 29,2 miliarde de euro. Aici este încercare și mai este o încercare. Dar să zicem că, hai să zicem, ok, într-un vis frumos, uh, o să trag un coniac înainte să visez frumos, înainte să dorm, într-un vis frumos să zicem că, totuși, clasa politică își dă seama că este un, 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 o oportunitate extrem de mare, poate ultimul trend către modernitate, da, și zice clasa asta politică, domne, sunt responsabil, Bă, mă duc și îmi tai deși tu, îmi tai unghiile, mă scobesc cu urechi, îmi sufru nasul, de acum acolo sunt responsabil, da? Și se fac toate. Deși se vor face toate, mentalitatea va rămâne în urmă pentru că așa e peste tot în lume, doar că proporțiile variază. Și atunci se va crea o Românie care va, va merge înainte. Exact cum există acum, doar că e atâta pe lângă atâta aia care stă și trage mâța de coadă, sau mă rog, trage România înapoi. În momentul în care România se va dezvolta, veți vedea efectele non-educației, efectele lipsei de, lipsei de investiții în educație. Adică, se vorbește în studiile de specialitate, în cărțile alea celebre, despre oamenii inutili, oamenii fără calificare. Oamenii care acum se bazează pe mila statului, mila vecinului, mila, mila uh, părinților pensionare, etc. Pentru că noi n-am racordat piața muncii la școală. Da, Noi am zis, domnule, avem nevoie de... pe păi ce să facă domn profesor? Hai să mai facem o catedră. Și facem o catedră. Știi? Dar nu investim, de exemplu, în reprofesionalizarea profesorului. Da? Despre asta nu discută nimeni. Ba da, discută Daniel Funeliu, care a spus foarte clar, atenție, 6% din PIB. Să vă gândiți că nu rezolvă problema dacă nu puneți instrumentele profesionalizării profesorului, da? care și el trebuie să intre odată cu elevii, odată cu, cu tații, cu mamele elevilor, toți trebuie să intre în secolul 21. Și în momentul în care România devine modernă, Doamne, de o să vedeți acea parte din societate, și nu va fi puțină, care se va trezi pur și simplu blocată. Pentru că ei nu participă decât la conspirații, ei nu participă decât la, la cereri de ajutor social. Și aici nu vorbesc de ajutorul social acordat celor care au o boală cronică sau celor cărora le lipsește un membru. Sunt oameni care chiar merită solidaritatea noastră și asta este obligatorie. Orice societate normală, dar se recunoaște prin ce? Prin grija față de cei la marginea societății abuzați de destin. Dar abuzat de destin nu înseamnă că ești în putere și n-ai chef de lucru. Sau lasă-mă că mă duc acum mai culeg cu curuzul la German, mâine mă duc și vopsă gardul la Ilonco și tot așa și tot așa și trăiesc eu cumva. Nu, ăla nu este un abuzat, ăla este un autoabuzator. Ăla, asta este. În momentul în care România va spune trebuie să devenim un stat rentabil și va începe cu tăierile și va calcula foarte onest că nu poți să începi cu tăierile uh, spre ajutorul social, ci trebuie să, să tai niște pensii speciale, da? ca, să, ca să arăți solidaritatea în jurul unei idei, în jurul unei idei oneste, da? să arăți onestitatea publică, în momentul ăla o să vedeți pur și simplu adevărata fața României. Și acum, dacă te uiți, dacă te uiți bine, o vezi. Bucureștiul, Clujul, Iașiul, Timișoara, Brașovul, Sibiu, uh, și mai sunt, mai sunt, Târgu și Oradea, da? Uh, uh, orașele mari uh, deja sunt compatibile, ca să nu spun sunt deja în Uniunea Europeană. Lumea trăiește cât de cât bine, raportat la prețuri, raportat la ce vrei tu, dar lumea, hai să zicem că băi, n-am probleme cu banii, am acum probleme legate de educație, adică am trecut la la următorul nivel, am probleme cu cu... cu, cu încă o, încă o, meserie pe care vreau să o învăț cu schimbarea locului de muncă, încet, încet către acolo mergem. Da? În timp ce cealaltă Românie, masivă, poate 80% din ea, este încă într-un fel de... Aș compara-o cu perioada lui Văcăroiu, nu o compar cu perioada lui Ceaușescu, dar cu perioada lui Văcăroiu, da. Adică un sentiment de la de oare ce-o fi mâine? Oare unde ne îndreptăm? Către ce? Oare o fi bine? Oare o fi rău? Și îndoielile astea, ce fac de fapt? Rad temelia europenității României. Bun, vorbim despre oamenii inutili. În momentul când, după ce ai tăiat, repet, pensii speciale și tot felul de risipe ale statului, începi să tai pensiile alea sau, mă rog, ajutoarele sociale, o să vedeți cum ies la iveală bubele bubele și nu vreau să fac o comparație între bube și oameni sau să, să fie oamenii uh, fără calificare de numiți de bube, dar sunt bube ale ale neseriozității clasei politice de 31 de ani. Oamenii se vor trezi dintr-o dată nu doar inutili, muritori de foame. Și dacă astăzi nu găsești pe, pe unul care să vrea să-ți taie iarba din curte și dacă o tai tu, de multe ori zici, bă, las că nu tai eu, îi dau la, la 100 de lei, să ta el că îl ajuți. Da, nu vrei să l-ajut numai uh, să fă, ca ca pe un cercetător, ținem 100 de lei, nu? Vrei cumva să să muncească, să vadă că munca lui e răsplătită, să vadă că merită să muncească, etc etc. Da, așa făcea baronul von Bruckenthal, uh, urât de o grămadă acum de când șoșoacă și cu tot felul de de alți uh, așa. El, de exemplu, împărțea bani cercetătorilor în piața mare din Sibiu cu o condiție. Să ia coasele și să cosească aerul. Da? De ce? Să depui efort. Să știi că există încet, încet, încet un mugure de la de conștiință a muncii. Bun. În momentul în care se taie și ajutoarele alea, care nu sunt ajutoare, pomana aia socială, pentru cei sănătoși care pot munci, repet, încă o dată și încă o dată și încă o dată, da? Atunci o să vezi cum îți bat la ușă, la poartă, tot felul de oameni. Și s-a mai întâmplat asta, mi se pare, pe timp cu Boc, El a tăiat ceva ajutoare, nu știu dacă, dacă știu bine, da? Și brusc pe sate au început să apară, nu cercetorii cum erau înainte, oameni care băteau la poartă, n-aveți lemne de tăiat, n-aveți lemne de crăpat, dar nu vreți să mă duc să vă cosesc, dar vă că nu vreți să le eu în locul dumitale. Știu asta de la țară, de la mine. Da? Ce faci cu ea? Păi soluția este. Soluția este educația. Nu mai poți să le iei pe un om la 50 de ani, la 45 de ani, la 60 de ani, poate abrutizat de tot felul de necazuri, poate abrutizat și de băutură și să-l duci la școală. Dar poți să iei copiii sau nepoții. Și poți cumva încet, încet să-i dai, știi cum se numește chestia asta, urbanismul social. Medelin, acum 20 de ani, era polul violenței din toată lumea. Medelin, cartierul ăla Turbat de droguri. Da. Astăzi uh, am citit studiile, e la fel de sigur ca, privind violența, da, uh, ca Washington. De ce? A venit un profesor de matematică și o candidat la primărie. Și. O a ajuns primar. Și ce să facă el cu nebunia din Medellin? Și au zis, ok, urbanism social. Ce se întâmplă? În cartierele răufamate a apărut dintr-o dată un teatru de păpuși. După a apărut o școală de muzică, după a apărut un club de astronomie, după a apărut un mai știu eu ce. Ce s-a întâmplat? Tata, e fi tu dealer de droguri, dar vreau să mă duci la teatru de păpuși. Dar mama, e fi tu așa cum e fi, dar vreau să mă duci la cursul de chitară. Și încet, încet copiii și-au civilizat părinții. Și părinții ce-au făcut? au simțit dintr-o dată, probabil n-au simțit niciodată până atunci, stima de sine. Faptul că fiul lui, ăla țângă, ăla tâtania, da? a fost foarte mândru că tatălui l-a dus nu la o bătaie în crâjmă, nu a văzut o bătaie în crâjmă, ci l-a dus la un teatru de păpuși. În 10 ani s-a schimbat totul. De ce? Pentru că aceeași comunitate care înainte scotea pistolul și după a te întreba cum te cheamă, aceeași comunitate o prins gust de stimă de sine. În momentul în care România prinde, începe să înțeleagă stima de sine, în momentul ăla țara este salvată. Doar că aia se face prin educație, prin inovație, prin cercetare. Ați văzut că japonezii au inventat o motocicletă zburătoare, o nebunie. Da? Nu o să mergem mâine pe motocicletă zburând, dar aia fixează un brand de țară. Da? Și acum gândiți-vă că din 2015 până acum, dacă dați pe Google elevi români premiu NASA, în 2015 sau în 2019, elevii din România au ras pur și simplu majoritatea premiilor oferite de NASA. În același timp, statul, care nu înțelege conceptul de stimă de sine al propriilor cetățeni, a băgat 0,3 sau 0,23 la cercetare. Înțelegeți care e diferența? Diferența extrem de mare între ce visează un cetățean onest în identitatea lui da? și ce înțelege statul prin niște politicieni care au ajuns acolo așa cum au ajuns, da? scame, portieră, servietă. Asta e diferența, băieți. Când trecem diferența asta și poate pe ul ne ajută, să știi că putem să zicem, bă, vertical. Vertical, mamă ce fain sună, vertical. Și prosper, și prosper sună bine. Și normal, normal sună bestial. V-am pupat. Atât am vrut să vă zic și de am pus e, cumva tablou ăla, nu-i tablou, de fapt e geamă, da? că nici n-am aprins e, reflectoarele să stau într-un fel de semi-umbră sau așa, pentru că, de fapt, acum dau seama că poate nu o visare. Totul sper să nu. V-am pupat, sănătate să-ți transforme visul ăsta în realitate. O scumpă. Sănătate realitate. Rimează. E bună. V-am